găsit prieteni. Astăzi este momentul să ne pregătim cu două lecții utile și interesante. Începem cu un curs de matematică unde veți învăța despre subgrupuri, iar apoi continuăm cu o lecție de istorie. Știați că Partidul Comunist din România a fost scos în afara legii în perioada interbelică? Studiile spun că înainte de anul 1944 acest partid avea aproximativ 1000 de membri. Cum a fost posibil ca un partid minoritar să cucerească puterea și să schimbe radical istoria țării noastre? Acestea sunt câteva dintre aspectele pe care le veți aborda în lecția de astăzi. Vă las acum în compania profesorilor invitați, adevărați maestri ai lecțiilor televizate. Bună dimineața, dragi elevi! să ne vom ocupa de noțiunea de subgrup care este legată strâns de noțiunea de grupe care deja a studiat-o. Pentru aceasta considerăm un grup G și H o sumulțime a lui G nevidă. Punem că mulțimea H este sub grupa grupului G, dacă H împreună cu aceeași operație formează un grup. Amintim ce înseamnă un grup. Un grup înseamnă ca operația respectivă să fie stabilă sau internă, la oricare două elemente compusul lor să fie tot din mulțimea H. Proiectarea de asociativitate care o recunoașteți de mult timp, elementul neutru și toate elementele din mulțimea H sunt simetrizabile cu condiția ca simetricul să fie în aceeași mulțime H. Repetăm, un subgrup a unui grup este o sumulțime cu aceeași operație care formează la rândul ei grup. Cu exemple de subgrupuri, pornim de la câteva exemple ușoare, se consideră mulțimea numelor pare, notate 2Z mare, formate din elementele 2K unde K parcurge în mulțimea numelor întregi. Ele, împreună cu operația de adunare din grupul pe care l-a studiat deja Z cu adunarea, formează grup. Adică este un subgrup datorită faptului că la rândul lui este grup. Într-o care are două elemente pare, adunate ne dă un număr par, elementul neutru e același ca în grupul mare, adică 0, simetric orică element par este opusul său. În schimb, mulțimea numărilor impare care formează de asemenea o submulțime lui Z nu formează grup, deoarece dacă adun două numere impare, atunci ceea ce obțin este un număr par, deci nu este operație stabilă. Un alt exemplu de subgrup este cel al chiar al lui z cu adunarea, care este subgrup în fiecare dintre grupurile q cu adunarea, r cu adunarea și c cu adunarea. Pe de altă parte, ca un contraexemplu, z star, adică mulționul întregi fără, fără elementul 0 împreună cu mulțirea, nu formează subgrup al grupurilor q, q star cu mulțirea, r star cu mulțirea și c star cu mulțirea, deoarece element elemente simetrizabile în raport cu mulțirea din z star sunt doar 1 și minus 1. Mai departe, un al treilea exemplu este format din mulțimea matricelor de ordinul N cu determinantul egal cu 1. Evident, aplicăm proprietatea mulții determinanțelor că determinantul produsului a două matrici este egal cu produsul determinanților celor două matrici. Și atunci, dacă alegem două elemente din mulțimea MDC, adică două matrici cu determinantul 1, atunci și produsul acestor două matrici va avea determinantul 1. Evident că orice matrice este inversabilă, în mod obișnuit. Deci, repetăm, această mulțime, matricea unitate este matricea 1 pe diagonal principală și 0 rest. Deci, această mulțime MDC, inclusă în grupul liniar de ordine N lui C, mai exact în mulțimea tuturor matricilor inversabile din C, mai exact a tuturor matricilor cu din diferit de 0, formează subgrup. De asemenea, un alt exemplu, exemplu 4, considerăm grupul Klein, format din patru elemente. Unul dintre ele este element neutru, celelalte compuse cu ele însele ne dă elementul neutru și de asemenea oricare două diferite elemente neutru compuse ne dă un al treilea element din cele trei care mai sunt în acest grup. Pentru grupul Klein, fiecare din aceste sumulțimi pe care le subliniez aici, formate din elementul neutru și unul dintre cele trei elemente diferite de elementul neutru, formează subgrupuri a grupului lui Klein. Deoarece am spus A din aurea, oricare element, elementul A din H1 are proprietatea prin definiția grupului Klein că A star A este egal cu E. Deci compunerea acestor două elemente este în H1, inversul sau simetricul lui A este el însuși, deci astea sunt toate proprietățile care trebuie să îndeplinească un grup. În concluzie, H1 este sub grupul lui, grupului Klein, la fel H2, la fel H3. De asemenea, dacă iau sumulțimea H formată din două clase de resturi modulo 4, 0 căciulă, 2 căciulă, deci elimin pe 3 căciulă și pe 1 căciulă, această sumulțime formează împreună cu adunarea modulo 4 subgrup al grupului. Este suficient să-i facem tabla operației, să ne dăm seama că, într-adevăr, este vorba doar de cele două elemente. Observați că simetricul lui doi căciulă este doi căciulă. De asemenea, submulțimea formată din permutările pare a nemulțimii SN a permutărilor de N elemente, deoarece simiatura unei permutări pare este 1, dacă compunem două permutări pare, vom obține tot o permutare pare, ținând cont de proprietatea semnăturii, semnătura produsului este egală cu produsul semnaturilor. Mergem mai departe. Să vorbim de, și de subgrupurile impropii a unui grup. Mai exact, orice grup are două subgrupuri întotdeauna care se numesc impropii. Mai exact, sumulțimea formată din elementul neutru, împreună cu operația grupului se formează subgrup și de asemenea grupul însuși cu aceeași operație formează grup. Acestea se numesc subgrupurile impropii. Ca o consecință înseamnă că orice grup admite cel puțin un subgrup iar dacă grupul respectiv are mai mult decât două elemente, atunci putem vorbi de două subgrupi, care sunt mes repetin proprii. Rezultate importante ale subgrupurilor. Prima teoremă, toate subgrupurile unui grup au același element neutru cu cel al grupului în care se află. Aici am dat o demonstrație care este elementară, dacă considerăm un grup G cu operația steluță și H un subgrup al său cu, și presupunem că ar avea două elemente neutre, atunci elementul neutru e neutru pentru el însuși, deci compunerea lui E1 cu E1 este E1, dar pe de altă parte E2 este și element neutru, deci E1 este egal cu 1 compus cu E2. De aici rezultă că E1 stare 1 egal cu E1 stare 2, simplificăm în grupul G și rezultă că E1 este egal cu E2. Deci este vorba de că E2, care este elementul neutru în grupul G, este și element neutru în, în subgrupul H. Similar se arată că la orice element X din H și simetrizabil, simetricul său este de asemenea cu cel care este simetricul în grupul mai mare, în grupul G. Rezultate importante ale subgrupurilor, următorul rezultat este foarte util și oferă posibilitatea de a arăta că o anumită structură algebrică este la rândul său grup, arătând că el este subgrupa unui grup mai mare. Este vorba de teorema 2. O submulțime de a H-a unui grup G. Este sub grupa lui G. Dacă și mai dacă, pentru oricare x, elemente din H, implică x compus cu y la minus 1, aparține tot H. Repet, aici este vorba tot de notație, notație multiplicativă. În notație aditivă, aceeași condiție din enunțul teoremei se enunță astfel. În loc de x punct y la minus 1, x minus y ca lui h, de îndată ce xy ca parții lui h. Exemple, aici au un exemplu mai puțin uh, canonic, dar legat de uh, analiza matematică pe care a studiat-o în clasa 11 dacă vorbim de mulțimea funcțiilor definite pe R cu valori în R, împreună cu adunarea funcțiilor, acesta evident că formează grup, Elementul neutru este funcția constant 0 și orice funcție are ca opus minus f, care ce face la fiecare x, acționează minus f de x, minus valoarea lui f de x. Deci el este grupa abelian. Pe, pe de altă parte, mulțimea funcțiilor continue de la R la R, cu aceeași operație de adunare, formează subgrup al uh, grupului F de R, deoarece de îndată ce două funcții sunt continue, atunci și diferența lor este o funcție continuă, proprietate care s-a arătat în clasa 11-a. La rândul său, sumulțimea funcțiilor derivabile de pe R cu valori în R, este o sumulțime a mulțimii funcțiilor de pe R cu valori în R, cu, aceeași operație de adunare și formează subgrup, deoarece de îndată ce două funcții sunt derivabile și diferența lor este o funcție derivabilă. Observăm că la rândul lui DR, gândit ca sumulțime a lui CR, este sub grup al lui CDR. Mergem mai departe. Continui cu un exemplu de asemenea instructiv. Este vorba de centru unui grup care se definește ca fiind acea sumulțime a grupului formată din elementele care comută cu toate elementele din, grup, din, din grupul G. Reținem că în cazul ăsta vorbim de un grup care nu neapărat comutativ. În condițiile date Z de este sub al lui G cu steluță. Steluță, repet, înseamnă înmulțire, dar de fapt poate să e notație multiplicativă, dar poate însemne orice altfel de operație sau lege de compoziție. Aici am dat demonstrația acestui fapt. Am pornit de la ipoteza că G comută cu X. Am uh, simplificat la stânga cu, cu, G la minus 1. Ne-a dat G la minus 1 X, G este egal cu X am compus cu G la minus 1 la dreapta și ne-a dat că X la minus 1 e egal cu G la minus 1 X, adică de îndată ce G este un element din centrul grupului, atunci și inversul său sau simetricul său este de asemenea element din, din, centrul grupului. Și acum am trecut la ceea ce trebuia să verificăm ca să putem aplica teorema 2 și anume că luate două elemente G și H din Z de G, atunci G H la minus 1 compus cu orice element X, comută. Deci compus cu X egal cu X ori GH la minus 1. Ceea ce se arată în acest lanț de egalități. Cu aceasta, conform teoremei 2, rezultă că Z de G este sub grupa lui G, deci în particular formează și el la rândul lui un grup. Să observăm că în cazul uh, unui grup abelian, acesta, este, abelian, în cazul unui grup, acesta este abelian dacă și mai dacă centrul său coincide cu tot grupul fie aici a considerată mulțimea BDC, mulțimea funcțiilor bijective de la mulțimea no complex la mulțimea no complexe, complex, operația compunerea de compunere a funcțiilor și H o sumulțime a acestei mulțimi de funcții bijective cu proietatea că modulul diferenței valorilor lui F este egal cu modulul diferenței argumentelor respective. Cu alte cuvinte, această funcție de la cel cei care o putem gândi ca o funcție de la plan, o transformare de la planul în plan, păstrează distanțele, se mai spune. Atunci această mulțime H este sub grup al grupului funcțiilor bijective, de care s-a vorbit deja până acum. N-am decât să verific că modulul Z minus W, aici am scris că G și G la minus 1 sunt funcții inverse una față de alta, ne dă că modul din Z minus W este egal cu modul din G la minus 1 de Z minus G la minus 1 de W. Deci am arătat întâi că dacă G este un element din H, atunci obligatoriu și uh, G la minus 1, funcția inversă, este tot în H, după care am trecut la verificarea condiției din teorema. Și conform teoremei 2 rezultă că H este grup, Deci, în particular, am arătat că această mulțime H a funcțiilor care păstrează distanța formează la rândul lui un grup un alt uh, exemplu să luăm o submulțime a numeri, uh, raționale nenule de o formă specială, adică sunt fracții de forma 1 plus 2 ori n supra 1 plus 2 ori m, unde n și m sunt numere întregi. Această sumulțime împreună cu operația de înmulțire din Q star este un grup, deci în particular formează grup împreună cu aceeași operație de înmulțire a numerelor raționale. Într-adevăr am luat două elemente din uh, mulțimea K și am făcut înmulțirea între elementul X și simetricul Y, niște operații simple, mulțire celor două expresii de sus și mi-a dat că, într-adevăr, compunerea aceasta este forma 1 plus multiplu de 2 a unui întreg, supra 1 plus multiplu de 2 a întreg, deci este de aceeași formă cu elementele lui K. Cu alte cuvinte, am justificat, confortul teoremei 2, rezultă că această submulțime ca împreună cu aceeași operație mulțire în mulțimea numărilor raționale este sub grup, deci în particular formează la rândul lui un grup. Mergem mai departe. Să considerăm aici, apropo de lecțiile anterioare, când am vorbit de morfisme și izomorfisme de grupuri, să considerăm două uh, submulțime. o submulțime a lui, uh, grupului G1, uh, și o, că am considerat, bineînțeles, un morfism de la grupul G1 la grupul G2. În G1 am considerat sumulțimea formată din elementele lui G1 care merg prin funcție F în elementul neutru din G2, iar a doua sumulțime este o sumulțime a lui G2 formată din imaginile morfismului F a elementelor din G1. Aceste două sumulțimi, prima formează sub grupa lui G1 și a doua formează sub grupa lui G2. Aici am redat demonstrațiile care vi le las ca temă pentru acasă. Sunt destul de simple și sunt destul de clare. Acesta se citește chiarul funcție F, morfismul F, sau, da, morfismul F, care se mai numește nucleul morfismului F, iar după cum bine știți din clasa noua, cealaltă mulțime din G2 se numește imaginea funcției sau morfismului F. Vine de la cuvântul kernel din engleză. Și în fine, un alt exemplu în care am aplicat teorema 2, este vorba de, considerăm grupul Z cu adunarea, grupul aditiv al numerelor întregi și considerăm uh, submulțimile, am mai vorbit de 2Z de exemplu, submulțimile de forma NZ, adică multiplii întregi al lui N. Această submulțime, împreună cu aceeași operație de adunare, este sub grup al lui uh, Z, se vede imediat că dacă considerăm două elemente, pentru cazul N egal cu 0, 0Z este e, chiar mulțimea formată în elementul neutru 0 care este subgrup impropriu al lui Z cu adunarea. Dacă N egal cu 1, atunci e vorba de unul Z care este tot una cu Z, deci este celălalt subgrup impropriu al lui Z cu adunarea. Iar de la N egal cu 2 mai departe, considerăm două elemente din această mulțime în Z, diferența lor este tot un element evident din Z, după cum se vede este mult un 3 lui N, deci conform teoremei de, de 2, H egal cu NZ este subgrupa lui Z cu adunarea, în particular este la rândul lui grup față de această operație. Comentariu metodic se poate arăta și reciproc, că dacă H este un subgrup al lui Z cu adunarea, atunci obligatoriu el este de forma NZ, adică este de forma uh, celor de care am vorbit adinaurea. În afară de cazul impropriu cu N0, toate celelalte subgrupuri au o infinitate de elemente. Totuși există grupuri cu infinitate de elemente, dar la, care au la rândul lor subgrupuri cu număr finit de elemente. Pentru a determina uh, subgrupurile finite a unui grup infinit, putem utiliza următoarea teoremă care este foarte utilă în aplicație. Teorema 3: O submulțime nevidă finită a unui grup G, cu operația notată multi, multiplicativ, steluță sau punct, este subgrup dacă și mai dacă pentru orice elemente din uh, mulțimea H compunerea lor este tot un element din H. Cu alte cuvinte, este suficient pentru a arăta că o sumă este sub grup. În cazul când sumă e finită, e suficient să verific că operația este stabilă pe submulțimea respectivă. Condiția este necesară, evident, deoarece orice subgrup este grup, deci operația trebuie să fie internă. Faptul că aceeași condiție este și suficientă rezultă dintr-un principiu elementar folosit foarte, foarte des în rezultate importante din aritmetică, și nu numai din aritmetică, că orice mulțime a numărului naturale admite un cel mai mic element. Am pornit mai departe la exemple, am considerat întâi UDN, care este format din elementele, din rădăcini unității de ordin N, el este un subgrup finit al grupului cercului, cum să mai zice, adică al grupului în care mulțimea este C1, formată din toate numele complexe de modul 1. Iar uh, operația este evident operația de mulțire a numelor uh, complexe. Dacă considerăm două rădăcini ale unității, știm că fiecare dintre la puterea N este 1 prin definiție. proprietatea mulțirii de a fi comutativă ne permite să aplicăm această formulă de calcul. Puterea N a lui XY înseamnă produsul puterilor a N -a, a, -a, a fiecare dintre, dintre cele două elemente X și Y, care fiecare fiind 1 ne dă produsul egal cu 1. Deci, conform teoremei 3, UDN, mulțimea rădăcinilor de ordine în unității, împreună cu operația de mulțime, este subgrup. La rândul lui, deci, grup. Revenim la mulțimea permutărilor de ordin N, ADN bineînțeles, uh, 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 multimea permutărilor uh, de ordin par formează sub grup, deoarece oricare două permutări pare ne dă o, prin mulțime, ne compunere de două permutare par. În schimb, celelalte permutări care mai rămân scăzând din SN nu mai formează sub grup deoarece două permutări în pare, dacă le compunem, ne dă uh, o permutare pară. De asemenea, un alt exemplu mai puțin întâlnit, dacă, într -o, dacă în mulțimea permutărilor considerăm permutările în care lasă pe loc același element, deci fiecare din permutare lasă elementul I pe loc... Evident că dacă compunem două asemenea permutări care lasă același element tipă loc, evident că obținem o permutare care lasă același element tipă loc. Deci, conform teoremei 3, rezultă că și această mulțime a permutărilor care lasă pe loc un element formează un subgrup finit al lui SN, deci la rândul lui grup. Exerciții propuse, considerăm întâi puterile de ordin N ale lui 2, atenție în puteri naturale și întregi negative, arătați că M este sub grupul la IQ star cu mulțirea, dar nu este sub al lui IQ cu adunarea. Evident că dacă adun două puteri, exemplu 2 la puterea 1 și 2 la puterea 0, ele ne dă numărul întreg 3, care nu poate fi scris ca o putere a lui 2. Mai mult, nu poate fi sub grup în Q cu adunare. De ce? Pentru că aceste puteri a lui 2, țimea aceasta M, nu conține elementul neutru a lui Q cu adunarea, și atunci uh, neagă proprietatea care am spus-o la început și anume că orice subgrup are care neutru, elementul neutru din mulțimea mai mare, din grupul mai mare. Un alt exemplu e mulțimea matricilor cu, cu elemente pe diagonală principală de ordinul 2. Arătați că este subgrup al uh, matricilor inversabile din, uh, matricilor inversabile din M2, de deci ce cu mulțirea. Indicația 1, 1 este element, deci elementul neutru apare și aplicați această egalitate care se verifică prin calcul direct și care ne spune că oricare două elemente din M, prin mulțime, dă tot un element din M. De asemenea, mulțimea formată din 0 căciulă, 2 căciulă, 4 căciulă în Z6 formează sub grup. Faceți tabla mulțirii și arătați că compunerea lucrării are două elemente în această mulțime M este tot din, din mulțime M. Mai departe, am mai dat un exemplu referitor la noțiunea de... de de perioadă a unei funcții acestea rămân ca teme pentru dumneavoastră de studiat aici am arătat că dacă două, am două perioade a unei funcții, atunci și diferența lor este o perioadă, deci aplic teorema 2 și rezultă că formează sub grup această mulțime a perioadelor în grupul R cu adunarea calculul este simplu, am aplicat F -lui X adunat cu diferența lor L-am gândit ca element adunat cu perioada T1 înseamnă că este F de acest element. Am adunat la argument T2 care e perioadă și în final ne-a dat că F adunat cu T1 -T2 este egal cu F de X, deci T1 -T2 este perioadă. Lăsăm pentru acasă ca exemple și ca probleme de rezolvat, probleme 5 și 6, cu care consider că putem, am încheiat lecția referitoare la noțiunea de subgrup și la legătura foarte strânsă dintre această noțiune și noțiunea mai veche pe care a studiat-o de grup. Vă mulțumesc, dragi că ați fost atenți la ceea ce am prezentat astăzi și vă urez succes în continuare pentru pregătirea cu brio a examenului de bacalaureat. La revedere!